cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru așa temă îți trebuie o viață întreagă. De aceea ni se dau ani, poate ani mulți, pe care să-i folosim pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Așa cum s-a anunțat, în seara aceasta va fi o mică prezentare, ca un fel de expozeu pe care îl voi avea de vreo 15 minute, iar după aceea vom purta un dialog în marginea întrebărilor pe care dumneavoastră le puneți pe subiect. Mi-aș dori să fie o seară cu crez, despre crez și despre adevărurile frumoase conținute în crez, sigur raportate la cunoașterea noastră în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Crezul creștin despre care vorbim nu poartă semnătura unui singur om, a unui singur autor, ci a fost elaborat, a fost conceput în secolul IV. De ce în secolul IV? Pentru că atunci biserica a devenit liberă, în sfârșit liberă. Și în condiții de libertate, crezul se putea deja formula. El s-a formulat la două concilii ecumenice. E bine să aflați că în primul mileniu au fost 7 concilii ecumenice. Iar primele două au formulat crezul creștin. Primul, 325, al doilea, 381. Primul la Nicea, al doilea la Constantinopol. La primul crez, nu, la primul conciliu, s-a formulat prima parte a crezului. O să vi-l citesc imediat, crez un pic de suspans. Nu știu dacă reușesc, dar încerc. Apreciați că încerc și Dumnezeu apreciază asta. La Nicea s-a formulat prima parte a crezului, acela despre Tatăl și despre Fiul. La Constantinopol s-a formulat partea a doua, despre Duhul Sfânt, biserică, botez și viața veacului ce va să fie. În felul acesta vă rog să priviți spre crez, ca spre două întâlniri ale slujitorilor, sute de slujitori, toți responsabili, serioși, foarte credincioși și profunzi, care s-au întrunit în cele două locuri, tocmai ca să afirme adevărul creștin. De aceea, în textul lui, crezul creștin este în sfârșit primul material propriu creștin, izbăvit de iudaismele Vechiului Testament și chiar de iudaismele Noului Testament. Dacă vreți să căutați vreodată un text propriu creștin, acesta e cel mai vechi. Este cu adevărat un barometru pentru creștinism și poți să-l pui deasupra oricărei mișcări a oricărui creștin care își afirmă credința în Dumnezeu și dacă stă sub crezul acesta, în parametrii lui, el este creștin. Mă grăbesc să afirm și eu, precum Elisei, el nu este un crez confesional. Iar dacă bisericile istorice, ortodoxă, respectiv catolică, îl rostesc în fiecare duminică, nu am nicio vină pentru asta. Sper că nu m-am vinovățit și pentru asta. Ar trebui poate să-i apreciem că îl rostesc în fiecare duminică. Încă un detaliu și apoi promit să-l citesc. Crezul s-a format într-o perioadă polemică, în care credința creștină era lovită din interior, nu din exterior. Până la 313, când s-a dat edictul de la Milano, de către Constantin cel Mare, credința a fost lovită din afară, prin persecuție. Apoi au venit lovituri mai grele, clătinări mai adânci în interior, prin erezie, prin abatere de la cale, abatere de la doctrina apostolică. Trei mari eretici au activat în secolul IV și ei au generat în mod indirect crezul. Vreau să vi nominalizez, fără să insistăm. Primul se numește Arie, al doilea Apolinarie și al treilea Macedonie, cu rimă. Îi mai găsiți prin manuale și cu altă terminație, Arius, Apolinarius, Macedonius, tot cu rimă. Ele sunt făcute ca la carte, să le poți ține minte. Arie a pus la îndoială divinitatea lui Hristos. Apolinarie a pus la îndoială umanitatea lui Hristos. Iar Macedonie a pus la îndoială divinitatea Duhului Sfânt. Și iată cum trei mari eretici, căpetenii ale ereticilor, toți proveniți din mediul creștin, aproape toți slujitori înainte,
slujitori. Toți aceștia n-au făcut altceva decât să lovească în Sfânta Treime și în adevărul, în esența adevărului creștin. De aceea crezul a venit ca o soluție, ca o mângâiere, ca un leac și se rostea în mod solemn la botez, pe vremea când botezul era la adulți, în secolul IV, ba chiar secolul V. Botezul se făcea odată pe an, în noaptea de înviere. În plină noapte, catehumenii sau candidații erau îmbrăcați în haine albe și purtau în mână fiecare câte o lumânare aprinsă. Pe vremea când nu era curent electric, atâta lumină aveai, câte lumânări aprindeai. De aceea vă rog să vă imaginați peisajul fără curent electric. Dar lumina care o dădea fiecare lumânare avea un sens mult mai adânc, legat de viață, de înviere. Iar înainte de botez, de scufundarea întreită, de 3 ori scufundau, în numele Sfintei Treimi, înainte de momentul imersiunii, ei rosteau solemn ce? Crezul. Acum, sigur, poate vreți să mă întrebați, nu vrea nimeni, dar așa mi imaginez eu. Mă ajut și eu, cum pot. Bine, frate, dar acolo în apă, când intrau, nu mai puneau întrebări? Nu. Pentru că cine a rostit crezul, deja îl putem boteza. Pentru că a afirma solemn crezul e mult mai mult decât orice dialog emoțional din apă. Mult mai mult, mult peste, din toate punctele de vedere. Dacă se poate și afișa în timp ce îl lecturez, aș aprecia. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul și de viață Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel care împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească sau universală și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veiacului ce va să fie. Amin. Îngăduiți-mi să vă prezint câteva perspective asupra crezului. Doar vă prezint aceste unghiuri, iar dacă veți vrea să studiați, dacă deschid un apetit, se găsesc materiale chiar și pe internet, free, fără bani și fără plată. Crezul creștin are 4 caracteristici majore. Prima, crezul este o expresie a libertății, cum vă spuneam deja. Crezul a fost posibil pentru că libertatea a venit, pentru că religia creștină din religia ilicită devine religia licită, adică legală. Și devine la fel de legală ca orice altă religie, nu doar iudaismul, din secolul IV. Deci, crezul este o expresie a libertății, este un fel de celebrare a libertății. În sfârșit, putem să formulăm și să afirmăm public ceea ce credem. În al doilea rând, crezul este o expresie a continuității. Pentru că în textul lui, în ideile lui, chiar în cuvintele, sintagmele lui, crezul face aproape copy-paste după Noul Testament, după învățătura apostolică, după apostoli. Crezul arată că, deși ne aflăm în secolul IV, dragi tineri,
Există o continuitate cu secolul I și va exista mereu cu oricare secol câte vreme rămânem în crez, în formularea aceasta. 3. Crezul este o expresie a victoriei, a victoriei împotriva ereziei și a ereticilor despre care tocmai v-am vorbit. Da, este un simbol al biruinței, al biruinței dreptei credințe împotriva falsei credințe. Și în fine, în al patrulea și în ultimul rând, crezul este o expresie a autorității. Autorității bisericii, care începe să prindă curaj, să prindă putere într-o lume complicată, foarte diversificată, ușor amestecată, așa cum era în primele viacuri. Aș vrea să vă ofer așadar câteva perspective prin care puteți să vă apropiați de crezul creștin. O perspectivă am putea o numi perspectiva trinitariană sau treimică. Crezul îl descrie la începutul său pe Tatăl. Cred, nu? În turnul Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, atotțiitorul. Apoi continuă cu cine, dacă e treimea? Tatăl, apoi Fiul. Mulțumesc pentru entuziasm. Vă rog să nu reacționați așa de entuziaști, pentru că nu știu cum să fac, cum să stau. Este Tatăl, apoi este Fiul. Și într-unul Fiu, într-unul Iisus Hristos, care s-a întrupat de la Duhul Sfânt, de la Fecioara Maria, doi oameni sunt menționați în crez, o femeie și un bărbat, Maria și mai cine? Pilat din Pont, doi oameni. Asta pentru a ancora realitatea întrupării a lui Hristos cel istoric în contextul marii istorii. Îl avem pe Tatăl, îl avem pe Fiul și apoi îl avem pe Duhul. Pentru că așa se încheie cumva crezul cu Duhul Sfânt. Iar toate cele despre biserică și despre a doua sa venire le putem include la noțiunea de Duhul, la lucrarea pe care Duhul o face, pentru că Duhul, nu-i așa, conduce biserica până la a doua venire a lui Hristos. O altă perspectivă pe care vă propun este așa numita perspectivă conceptuală. Iar din acest punct de vedere, crezul se împarte în două. Prima parte descrie ființa lui Dumnezeu. A doua parte descrie lucrarea lui Dumnezeu. Prima parte, așadar, este ceea ce am putea numi la propriu teologia, teologos, cuvântul despre Dumnezeu. A doua parte, când ziceam lucrarea lui Dumnezeu, mai poate să stea sub cuvântul, sau se poate fi exprimată prin cuvântul economia lui Dumnezeu. Economia, nu economia. Economia se referă chiar la lucrarea lui Dumnezeu, adică la modul în care Dumnezeu se revelează omului. Vedeți, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Și dacă totuși avem acces la Dumnezeu, nu este după ființă, nimeni nu l-a văzut și nu l-va vedea, ci pentru că s-a întrupat în Hristos, noi prin Hristos îl putem vedea pe cine? Pe Dumnezeu. Crezul este foarte corect din punct de vedere dogmatic, pentru că ne-l arată pe El ca ființă și pe El ca lucrare, întrupat, mort, înviat, fondator al bisericii, pretext teologic al botezului, al nădejdii viitoare și așa mai departe. O altă perspectivă este perspectiva inductivă. Aici sunt trei aspecte la perspectiva inductivă. Un prim aspect, de la treime la individ. Se începe cu treimea și se ajunge la eu, individ, eu, personal. Al doilea aspect este de la dogmatică, multă dogmatică la începutul crezului, la trăire. Cred în botez, mă botez, aștept învierea morților, care țin de trăire, de praxis. De la dogmă la trăire. De la teoria la practicos. Un alt aspect, al treilea, ultimul, de la istorie la eternitate. Întâi multă istorie, Maria, ființă reală. Pilat din Pont, ființă reală. Circumscriere istorică, ca apoi să suim spre eternitate, spre viața veacului ceva să fie. Vă mai ofer încă o perspectivă, cel puțin.
Crezul poate fi văzut, poate cel mai simplu, în felul ăsta chiar poate fi și predicat, prin verbele Lui. Verbele Lui. Câte verbe găsim în crez? Vreau să fac o mențiune, nu numărați efectiv verb cu verb. Mă refer la verbele care au legătură cu rostitorul, cu cel care spune crezul. Nu mă refer la toate verbele conținute. Din punctul ăsta de vedere, câte verbe găsim în crez? 3. Primul verb e chiar primul cuvânt. Care este? Cred. Verbul a crede. Al doilea? Verbul a mărturisi. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. A crede, care are legătură cu consimțământul meu personal, apoi a mărturisi, care are legătură cu proclamarea unui consimțământ, pentru că botezul este un act public și prin botez chiar ieși în lume, să zic așa, ieși între oameni cu actul acela. Și al treilea verb, ultimul, este chiar la finalul crezului. Care este? A aștepta. Aștept. Așadar, ce frumos! Cred, mărturisesc și ce fac? Aștept. Vi se pare că aștept nu e așa de important ca mărturisesc și cred? Reflectați, vă rog, la aceste trei verbe după ce plecăm de aici. Și veți vedea că viața creștină stă în cel mai înalt for al ei, sub aceste trei verbe. Cred, mărturisesc, aștept. Cred, mărturisesc, aștept. Un ciclu suprem. Un ciclu pe care îl vei relua toată viața, fără să te plictisești. Cred, mărturisesc, aștept. Cred, mărturisesc, aștept. Mai aveam ceva pregătit pe aici. Iată o altă perspectivă, perspectiva dogmatică. Crezul conține, dragii mei, 5 dogme, 5 doctrine. Vi le spun în ordinea în care apar. Prima se numește teism, adică învățătura despre Dumnezeu, de la Theos. Cred într-unul Dumnezeu. A doua, Hristologie, adică învățătura despre Hristos și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut. A treia, pneumatologie, adică învățătura despre Duhul Sfânt și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, adică ne închinăm Duhului, precum Fiului, precum Tatălui. Patru, eclesiologie, învățătura despre biserică, într-una sfântă, sobornicească și apostolească. Aici sunt patru calități ale bisericii. Una, sfântă, sobornicească. Dacă nu vă place termenul, s-ar putea să nu vă placă, e deja arhaic. Puteți spune catolică, dar cu ce mic? Nu confesiunea. Sau puteți spune universală, ca să scăpați și de catolicism. Adică, dacă omul se poate izbăvi, de ce să nu se izbăvească, nu? Puteți spune universală și apostolească sau apostolică biserică. Se poate face predică, studiu, numai peste patru calități ale bisericii. Ce interesant, crezul îți oferă câteva schițe de predică, gata făcute, pentru care s-a muncit zeci de ani, nu făcută sâmbătă seară. Pe jumătate a dormit. Asta îmi place chestia asta, că am muzica, că am... să nu te oprești. Chiar îmi place. Nu m-am gândit că o să-mi placă chestia asta. Așa mă liniștește. Emil Cioran spunea despre sine, am un suflet în mi minor. Nu știu ce a vrut să spună. A cincea și ultima doctrină cuprinsă în crez este eschatologie, eschata. Doctrina despre sfârșit. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Ce frumos, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Ce frumos se leagă botezul de aștept învierea morților. Ce frumos să te botezi cu gândul la moarte. Nu la moarte, la înviere.
și cum prin botez înviezi spiritual, să nădăjduiești într-o înviere finală, definitivă, a trupului, a propriei tale identități. Acestea au fost perspectivele ce am dorit să vi le aduc, în nădejdea că vom avea un apetit pentru acest text minunat pe care chiar aș vrea să-l rostim, poate acum înainte de conversație, să-l rostim cu toții. Să-l rostim, dacă se poate afișa, cu un anumit entuziasm, așa cum stăm așezați. Poate unii dintre voi nu l-ați frecventat, iată o ocazie bună să-l rostim. Se poate să-l rostim cu toții. Chiar dacă nu ați făcut-o la botez, deja v-ați botezat, n-am nicio vină pentru asta. Hai să o facem acum, ca un remember, ca un... Nu-l avem să-l punem? Nu avem textul? Al derulăm în timp ce începem, da, bun. Vă rog. Dacă noi vom începe, textul va apărea. Vă rog să începem, da? Vă rog, nu mă lăsați. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl viitorul, Acum cred, frate Ghiță, că după ce am rostit crezul, cred că cei care nu s-au botezat ar trebui să fie botezați. Acum! Da. Înainte de a citi prima întrebare, aș vrea totuși să fac o mică remarcă. Citesc aici numărul de întrebări care nu crește atât de rapid pe cât sincer m-aș fi așteptat eu personal, având în vedere că în alte dăți, poate pe alte subiecte, întrebările ajungeau poate chiar și la 100 ca și număr. Am eu o primă întrebare înainte de a trece la întrebările care s-au scris. Poate fi faptul că cunoașterea lui Dumnezeu este un subiect greu de abordat, adică noi ca și creaturi să tindem spre a-L cunoaște pe Cel pe care ne-a creat. De multe ori ne pune în panică, nu știm ce să facem, ce să mai credem. Dacă Cel care m-a creat mi-a dat viață, pentru ce mi-a dat viață? Mi-a dat viață ca să mă chinuie, mi-a dat viață ca să mă bucur. De ce m-a creat? Sensul acesta al
dificultății în a ne apropia de Dumnezeu, în a-L cunoaște. Cum am putea să trecem peste o piedică de felul acesta? Adică în momentul în care trecem prin probleme, prin încercări sau poate prin alte situații din viață, ce ne împiedică să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, de a-L cunoaște mai mult? Da, cred că tema cunoașterii lui Dumnezeu e, cum ziceam, o temă de o viață, ne preocupă pe toți. Aș încerca un răspuns în paradigma treimică a Trinității, pentru că tocmai o menționam. Iată formularea mea, cel puțin pentru momentul acesta. Este Tatăl, Fiul și Duhul. Tatăl e cel mai departe, cel mai inaccesibil. Dar El s-a revelat prin Fiul. De aceea întruparea a fost o necesitate. Întruparea spune ceva despre Tatăl și apoi despre Fiul. S-a lăsat văzut, pentru că nu-i așa, spune Apostolul Pavel, că El este chipul Tatălui. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, spune Ioan, afară de acela care a venit de la Dumnezeu. Deci Tatăl se revelează în Fiul și Fiul se revelează în Duhul. Iar Duhul Sfânt este facilitatorul, sau cum să spunem, ne facilitează cunoașterea lui Dumnezeu. Din perspectivă umană, omul este sub Duhul, nu? Sub treime. Și atunci accesul nostru la Tatăl este, într-adevăr, nimeni nu vine la Tatăl decât prin Fiul, spunea Fiul, dar accesul nostru acum, după ce Fiul nu mai este fizic printre noi, este medierea aceasta a Duhului. Și ca să rămân tot în sfera dogmatică, știu că nu-i foarte pasionantă, dar de ce să nu mai facem și un pic de dogmatică? Duhul lucrează cunoașterea lui Dumnezeu în noi, o dezvoltă, prin ceea ce se spunea mai ales în Evul Mediu, har creat, prin harul creat. Har este divin, creat este uman. Și atunci Duhul aduce asupra noastră harul creat, irezistibil, habitual, zicea Toma d'Aquino. Chestii complicate, dar foarte frumoase, foarte elocvente, după ce începi să te joci cu ele, începi să-ți placă. Cred așadar că avem parte de cunoașterea lui Dumnezeu prin medierea Duhului. Și cred că Duhul Sfânt nu a fost dat doar pentru a face semne și minuni, și nu ne îndoim că le face, ci pentru a ne facilita această cunoaștere, de a ne locui într-un fel, de a aduce toată treimea în inima noastră și de a ne urca pe noi spre Sfânta Treime. Bun, asta nu ne ajută practic foarte mult. Ultima parte a întrebării e complicată. Și ce facem când ne merge rău, când, nu știu, încercăm să supraviețuim. Nu ne îndoim că Duhul e cu noi și atunci. Vedeți, cunoașterea lui Dumnezeu presupune multă teoretizare conceptuală, conceptualizare, preocupare mentală pentru fiecare dintre noi, indiferent de nivelul nostru. Chiar nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu numai cu emoțiile, ci ajutându-te de ele să elaborezi, să dezvolți, să înveți din experiența ta cu Dumnezeu, să înveți din Scripturi, să înveți din ce citești, să înveți din asemenea serii, să te preocupi. Dacă e cunoaștere, să fie cunoaștere. Și Apostolul Pavel spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui în condițiile în care Iisus deja se înălțase la ceruri. Ce frumos, nu? Să-L cunosc, dar El nu mai e. Și atunci deja a-L cunoaște când nu mai e, pentru Pavel însuși era un efort, ca pentru noi, să-L cunosc pe El și El nu mai e de găsit. Cum îl cunosc? Prin puterea învierii Lui, nu? Prin efectul învierii Lui, prin efectul întrupării Lui. Să știi că văd și eu întrebările aici. Deci nu trebuie neapărat să le citești. Nu știu, cred că e făcută aplicația ca să le pună în ordinea în care au venit, nu? Se votează. Se votează. Se votează. Dacă răspund la prima, deja e de ajuns. Înseamnă că în prima se cuprind toate. Doreai să mai spui ceva? Să mai spuneți, vă rog. Da. Ați amintit de harul irezistibil. Este harul irezistibil? Este. Să nu monopolizăm toată seara cu harul irezistibil. Este și nu este. Da. Este harul creat. Da, formularea cea mai prudentă.
prudent. De acolo ce facem cu el, îl ducem până la har irezistibil sau nu. Vă propun și un alt termen, dezvoltat în secolul XIV, Grigorie Palama, pentru cine dorește mai mult, energiile necreate ale lui Dumnezeu. Cum lucrează Dumnezeu cu oamenii? Noi spunem că Domnul e aici, să mă iertați că noi cântăm Domnul e aici, Domnul. Dincolo de afirmația noastră, ce mai e? Nu întreb cu răutate, să nu vă supărați pe mine. Suportați un musafir, e simplu, e mai ușor. Dar dincolo de faptul că noi spunem asta la un microfon, ce mai e? Cum coboară Dumnezeul nevăzut la noi? Prin energiile Lui necreate. Energii necreate. Poate nu e cea mai fericită formulare, energie. Sau poate e. Prin ceva nevăzut, precum curentul electric, a cărui efect, nu? Este indubitabil. Deci cumva harul necreat ține de zona aceasta de energii necreate. Iar cu harul irezistibil, ca să nu fug de întrebare, acolo e o poveste un pic mai lungă, mai protestantă, puțin mai calvinistă. Deci intrăm la subiecte mari, prea mari pentru o seară. Da, eu nu cred în harul irezistibil în sensul calvin, în sensul că nu poți să reziști, că trebuie să te mântuiești neapărat. Nu cred. Nu cred în necesitatea aceasta a mântuirii, în sensul personal. Nu cred decât în oferta mântuirii, în potențialitatea mântuirii, nu în necesitatea ei, în sensul personal, adică obligatoriu trebuie să te mântuiești, pentru că ai fost predestinat, etc. Putem să trecem la întrebări? De ce sunt mai multe tipuri de confesiuni, dacă toți credem în același Dumnezeu? Eu nu v-am spus că întrebarea asta ajunge pentru toată seara. Nici nu mai e nevoie, să nu mai puneți altele, vă rog. Sunt mai multe confesiuni pentru că a trecut prea mult timp de atunci. Au trecut vreo 2000 de ani. Și într-o viață îți vin multe gânduri, dar în 2000 de ani. Confesiunile, așadar, trebuie să le explicăm întâi de toate prin istoria lor, cum să zic, prin dezvoltarea aceasta istorică a creștinismului. Chiar nu era posibil, credeți-mă, nu era posibil să păstrezi o singură confesiune câtă vreme Domnul nu vine în secolul I, nu s-a întors în secolul I, cum credeau apostolii. Așadar, creștinismul în mod natural este predispus la fărâmițare din cauza timpului care trece, a generațiilor care vin, a diferențelor culturale de la o zonă la alta, de la o epocă la alta, n-am zis neapărat de la o generație, de la o epocă la alta. Și atunci se pare că încă de pe vremea apostolilor avem de-a face nu cu confesiuni, ci avem de-a face cu creștinisme. Nu vă ascund faptul că în lumea cercetării Noului Testament se discută foarte serios despre publicul lui Pavel, publicul lui Ioan, vorbesc despre apostoli, publicul lui Petru, dar nu se numesc public, se numește școala lui. Pe lucrurile se iau foarte pe bucăți. Și dacă te iei în serios să studiezi în modul acesta, îți vei da seama că erau creștinisme de la începutul creștinismului. Ca totuși să revin la confesiuni, e bine să știți această informație. Confesiunile în sensul propriu au apărut și s-au dezvoltat și se tot înmulțesc de la reformă încoace, deci din secolul XVI încoace. Da? Deci povestea confesională este de câteva secole doar. Da? Și protestantismul a dat tonul, a deschis o ușă care nu se mai poate închide, probabil niciodată. Iar ceea ce trăim noi în neoprotestantism, poate ar fi interesant odată să vă vorbesc despre protestantism, neoprotestantism. Să nu vorbim despre ortodoxie și catolicism, chestii care nu ne interesează pe noi. Dar uite, asta ne interesează, asta cu protestantism, neo. Protestantismul are câteva confesiuni mari și neoprotestantismul are zeci de confesiuni mari și încă zeci de confesiuni mici și încă zeci care acum stau să se nască în timp ce noi facem pe aici cu întrebări și răspunsuri. Undeva se pune la cale o nouă confesiune. Am fost un pic ironic. Dar finalul de mileniu 2 înseamnă epoca confesiunilor.
Bine, frate, și asta e de bine, asta face bine mișcării creștine. Nu face bine. Pentru că o secătuiește de puteri, pentru că produce multă sminteală în popor. Pentru că omul care s-ar mântui nu știe unde să meargă, să se mântuiască mai repede și dacă se poate mai ușor. La noi e mai ușor, oricum. Relativ simplu. De aceea unii chiar aleg, spun, hai să mergem pe scurtătură, dacă se poate. Cine vrea să savureze drumul, va merge cu vaporul în America, nu cu avionul, de unde nu vezi nimic. A doua întrebare. Da, toți credem în același Dumnezeu, suntem, dar nicio confesiune nu este desăvârșită. Bun, astea le știți voi. În ce an a fost introdus botezul copiilor mici? De către cine? Atenție! Și care a fost explicația? Nu știm în ce an, nu știm de către cine, nu știm care a fost explicația. N-am glumit. Nu știm în ce an, nici cine, nici... Că dacă l-am prinde noi pe ăla. Poate e bine că nu știm. Chiar vreți să vorbim despre botezul copiilor mici? Nu, așa-i? Mă gândeam. Deci nu știm, nu știm când. Ce vă pot da așa ca și dată orientativă este că suntem undeva în secolul V. Deci undeva în secolul V s-a întâmplat. S-a întâmplat în mod sporadic, asta trebuie să rețineți, în mod sporadic, iar explicația n-a fost scrisă decât după ce practica a devenit uzuală. Deci întâi a fost practica și apoi a fost explicația. Trebuie să acceptăm asta. Primele texte dogmatice despre botezul copiilor mici sau pedobaptismul, hai să folosim cuvinte un pic mai rafinate, este pedobaptism, adică copiii mici îi botezăm, și celălalt care îl facem noi este credobaptism, adică poți să-ți afirmi tu credința. Da? Este credobaptism, pedobaptism. Primele texte despre pedobaptism le avem undeva de la începutul secolului VI, adică, înțelegeți, dar deja aproape tot creștinismul trecuse la botezul copiilor mici. Argumentele pe care ei le-au adus, pe care nu le avem scrise undeva, dar pe care le deducem din informații ulterioare, sunt legate de faptul că, iată, creștinismul devenise o chestie asumată la nivel imperial. Imperial, da? La nivelul imperului, da? Bizantin, în cazul acela, roman de răsărit. Și dacă s-a trecut deja la a doua generație, a treia generație de creștini, părinții și-au adus copiii să se întâmple ceva cu copiii lor, să se facă ceva cu ei. Cumva vinovații morali pentru botezul copiilor mici nu sunt slujitorii de atunci, ci sunt părinții. Ce vă spun, chiar dacă pare așa o poveste, e chiar un argument real. E cel mai bun, poate cel mai logic. În sensul că ei au vrut ca de mici copiii să fie creștini. Chiar dacă nu pot spune, spunem noi pentru ei și spuneau părinții la început pentru ei. A fost asta greșit? Probabil, poate da, poate nu. Poate dacă ești părinte îl înțelegi, poate nu. Se poate discuta, evident. Începutul botezului copiilor mici a fost foarte curat. Adică n-a fost cu șmecherii, cu perversiuni, cu hai să lovim în scripturi sau... Mă înțelegeți? Nici vorbă. Nici vorbă. Deci argumentul așa de fond este tocmai că ne aflăm la câteva generații și atunci cumva li se părea că nu mai corespunde la propriu afirmația din Evanghelie, din Matei, cine va crede și se va boteza, pentru că acolo era într-o lume deja încă păgână, nu încă păgână, în care trebuie să crezi ca să te botezi, adult fiind, știi? Pe când aici el intră deja în credință de mic și apoi îl ducem la biserică, îl mărturisim, îl împărtășim și așa mai departe. Da. O discuție interesantă, ar merita o seară specială, credobaptism, pedobaptism. Atunci să vedeți câte întrebări ar fi aici. Dar nu avem informații. Întâi a fost practica, apoi teoria. Tot se modifică prima întrebare. Eu zic că răspund numai la prima, dar tot se modifică. Cineva s-a prins și ne tot pune alta primă. Pornind de la versetul și dracii cred și se înfioară, care e diferența? Ce face diferența pe lângă credință?
Cred că intuiesc întrebarea. Credința demonilor și credința oamenilor sau a credincioșilor e dată de faptul că demonii cred și se înfioară, adică acceptă realitatea divinului, a lui Dumnezeu, a tot ce înseamnă Dumnezeu, dar nu se schimbă, rămân demoni, rămân, da? Pe când omul care crede se schimbă. De aceea credința este destinată omului, chiar dacă apare prin Scriptură că și dracii cred și se înfioară, credința e pentru om, propriu pentru om, pentru că presupune schimbare, da? Se pare că despre îngeri nu aflăm de nicio schimbare în bine. Singura schimbare posibilă la îngeri este din bine în rău, adică în cădere. Nu aflăm despre invers. Poate nu v-ați gândit la asta. Dar revelația biblică, cam tot ce putem avea, nu? Nu ne spune nicăieri că un înger rău a devenit bun. Deci ar fi fost interesant să aflăm că, nu? A devenit bun. Dar de unul bun că s-a făcut rău, asta aflăm. Deci îngerii nu pot numai de la bine la rău. Omul poate de la rău la bine, ceea ce ar trebui să fie o veste bună. Iară s-a modificat prima întrebare. Aici nu-i lucru curat. Cum poți ajuta pe cineva să creadă? Iată răspunsul meu. Cu mai puțină predică și mai puține versete și lăsându-l pe lângă tine, aducându-l în mediul tău, împrietenindu-te cu el, vorbindu-i despre vulnerabilitățile tale, despre căderile tale, despre groapa din care te-a scos Dumnezeu. Tare mult îl ajuți așa, uman, foarte uman, foarte smerit, nu ca un profesor care știe tot și el nu știe nimic. Cum putem să-l ajutăm să creadă vorbindu-i despre credința noastră? Credința nu se transmite de la unul la altul, de acord, dar este o formă de molipsire. Asigurându-i un mediu, asigurându-i o deschidere, o mărturie. Cred că asta înseamnă enorm, mai ales în vremea noastră și în contextul nostru totuși creștin. Nu suntem într-un mediu musulman sau budist sau unde diferența să fie clară, da? Diferențele între noi și cei care zicem noi că nu sunt mântuiți sunt diferențe confesionale, deci lucrurile, dacă se sizați, sunt destul de nuanțate. Deja vorbim de nuanțe, nu vorbim de culori diferite. Și atunci ce poate face diferența e experiența ta. Iar cineva umblă la întrebări. Bine, aici pot să stau toată seara aici până la miezul nopții. Nu mi se pare corect. De ce nu recunosc confesiunile ortodoxe și cele catolice, botezul la adulți, deși repetă zilnic crezul? Avea asta mai răspuns la ea. De aceea, precum am spus, m-a obligat să intru în detalii, nu știu dacă e bine. Ce faceți cu mine? Vă rog, întrebarea asta să o scoateți de aici. Răspundeți, o scoateți. Unul dintre primele texte despre botezul la copii sună cam așa. Botezăm copiii, chiar dacă sunt mici, nu pot afirma, afirmă cei mari pentru ei. Iar gestul botezului era văzut ca omolog la tăierea împrejur de la evrei. Nu ca binecuvântare de copil ce facem noi acum. Asta e totul altceva și de dată recentă. Ci semnul omolog și cum acolo este semnul iudaismului, aici este semnul creștinismului. Dar v-am mai dat un element. Deci cam așa au împăcat ei subiectul. Da? Iar când ortodoxii și catolicii afirmă, cred, mărturisesc un botez, chiar dacă este botezul pedobaptism, La copii e tot botez, adică el validează ca fiind botez. Ăla e botezul. Adică, mă înțelegeți, în mintea lor nu este o contradicție, pentru că un botez există. Dacă stăm bine să ne gândim, dar e numai dacă bine ne gândim, nu există om mai pregătit pentru botez decât bebelușul. Nu este mai pregătit pentru botez ca un bebeluș. Dacă ne gândim strict din punctul ăsta de vedere, cine e mai pregătit pentru botez decât un bebeluș? Păi bebelușul. Noi toți ceilalți ce lupte am purtat până la botez, nu? Că suntem adulți. Pe când el e cel mai pregătit. Mă refer strict ca și candidat, da? Strict ca și
calitatea candidatului. No, ăla e candidatul. Nu-l lași să se murdărească, știi? Curat în apă curată. Dificultatea începe după aceea, în ce măsură bisericile care merg pe pedobaptism reușesc să-i catehizeze, să-i aducă înapoi în biserică, să mă înțelegeți? Aici sunt provocările. Aici sunt provocările. Da. Cine inițiază credința? Noi sau Dumnezeu? Noi și Dumnezeu. De ce sau? Cred că relația cu Dumnezeu, atât în debutul cât și în continuarea ei, este o mișcare sinergică. Sinergică, adică de ambele părți. Nu cred că Dumnezeu mă mântuiește cu forța, cum spuneam, și nici nu cred, pe de altă parte, că mă mântuiesc fără Dumnezeu. Cred că este o întâlnire la jumătatea drumului. Ne ferim de doctrina aceasta a sinergiei, pentru că ne temem ca nu cumva să luăm din slava lui Dumnezeu sau din puterea lui Dumnezeu. Dar chiar nu luăm. Apostolul Pavel spune, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, iar sensul acolo este mult mai adânc decât că noi predicăm cu Dumnezeu sau, știți, mergem în misiune cu Dumnezeu. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, întâi la mântuirea noastră. Este o înțelegere tacită, tainică între Dumnezeu și om în mântuirea omului. Este o conlucrare, un respect reciproc. Dumnezeu respectă voința umană. Sunt oameni care îl refuză pe Dumnezeu și Dumnezeu acceptă asta. Noi nu acceptăm, pentru noi e mai greu. Gândiți-vă la episodul cu Toma, descris în Evanghelia după Ioan, unde toți credeau, numai Toma nu credea. O săptămână n-a fost simplu să stai în preajma lui Toma. Noi l-am fi exclus de la o duminică la alta. Pentru că nu crede. Cel mai greu este să avem între noi, în familie, în biserică, pe cineva care nu crede, dar totuși vine. Totuși e aici. Vine să ne spună că el nu crede. Astea sunt marile provocări. Și noi toți îl înconjurăm, am vrea să-i dăm de la noi, el nu primește, înțelegeți? Pentru că nu se poate așa. El nu crede. Într-un fel, întrebările merg în jurul credinței și e normal. Crezul începe cu cred. Tot la prima întrebare răspund. Cum pot să trăiesc conform a ceea ce cred sau cu ceea ce cred și nu doar la nivel teoretic îmi dau seama că, din păcate, am pierdut esența trăirii. Mă doare că nu mă mai mișcă nimic. Ce întrebare, nu? Ce provocare. Nu mă mai mișcă nimic. Nu știu, dragul meu sau draga mea, cum să-ți răspund. Nu știu dacă sunt rețete, cred că nu sunt. Aș încerca o recomandare. E singura pe care o am. Dacă te-ai împietrit, dacă te-ai răcit, stai în mediu. Stai pe lângă, din aceea mai înclocot, mai... Eu așa m-am izbăvit de multe ori, alăturându-mă câte cuiva care arde, care e înclocot. Unul dintre mari teologi catolici din secolul trecut se numește Karl Rahner. Rahner. Un neamț. El, la un moment dat, povestește despre cum înțelege el creștinismul practic. Și spune că există creștini de iarnă și creștini de vară. Pentru el erau doar aceste două anotimpuri, spre care ne îndreptăm și noi, probabil. Iar în aceeași comunitate, în aceeași biserică, vă puteți imagina biserică penticostală, să nu vă pun imaginația la prea mari dificultăți, o biserică penticostală, în orice comunitate de credință, zice că sunt numai două feluri. Cei de iarnă își trăiesc credința toată viața, imbatabili, implacabili. Așa se roagă, zici că nu se roagă. Așa cântă, de ți se pare că au ceva cu tine. Așa dau, de parcă nu dau. Așa merg, de parcă vin. Etc. Enervanți de-a dreptul.
Le pui la îndoială credința până la rădăcina ei. Dar ei sunt creștini? Chiar sunt creștini, dar sunt de care? De iarnă, adică înghețați, nu sunt deloc solari, n-au optimism. Ei nu spun Domnul, nu spun va fi bine, nu spun, știi? Ei nu sunt triumfaliști niciodată, dimpotrivă, dacă apuci pe lângă ei, te deprimi. Dar ei, credeți-mă, sunt în credință. Uneori sunt mai profunzi decât ceilalți. E bine să nu-i lași pe la amvon. Nici să nu-i sui pe scenă. Aici e locul pentru triumfaliști. Aici e altceva. Știi, bine să-i ții ușier cel mult, dar nici ușier poate nu-i bine, că îl întreabă pe unul ce cauți tu aici. Ăștia sunt dubitabili. Sunt măcinați de îndoieli. De obicei sunt mai deștepți decât ceilalți, mai citiți. Să vă spun și treaba asta. Ăștia, dacă apuci cu ei la un studiu biblic prin case, cum se... Acum știți că asta e trendul, ați văzut, da? Să facem prin case. Cât e unul din ăsta, când prindem, când e o grupă, n-aș vrea să fiu în locul liderului aceluia. Și nu accept plângeri de la el. Oriunde e deschis în Biblie, să vezi cum vede el lucrurile. Nu te mai poți plictisi cu el. Când ți se pare că ești pe cai mari... Și creștinii de iarnă, apropo, creștinii de iarnă, așa se duc până la capăt, până la mormânt. Și vă rog, chiar sunt creștini, chiar sunt morali, mă înțelegeți, chiar vin la biserică, chiar au familii minunate, chiar au profesii minunate, încheie calea onorabil, încheie, nu poți să zici nimic fundamental despre ei. Dar ei sunt sloi, rece, dar cred, circumspecți. Ăștia nu mănâncă toate de pe YouTube. Ăștia nu combină proteina cu carbohidrații. Ăștia nu mănâncă fleică cu cartofi prăjiți. Doamne, că și nu e bine să spunem așa ceva. Dar să mai și mănânci așa ceva. Ăștia mănâncă una ori cealaltă. Ăștia nu beau sucuri carbogazoase. Ăștia nu beau. Ăștia-s de iarnă. Iertați-mă că dezvolt tema asta, dar poate că ajută. Și-au mai rămas creștinii de, vă rog, de vară. Ăștia sunt solari. Ăștia-s ca soarele de pe cer. Ăștia oricând speră, nădăjduiesc. Ăștia au cuvinte, au versete, vin peste tine cu versete. Au numai versete din acelea. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi zice. Pot totul în Hristos care mă întărește. Toate din Biblie. Și el alți au, dar urma de prin Iov, de prin Eclesiastul. Dar toți au din Biblie. Ăștia de vară, ăștia-s buni de puși pe scenă. Ăștia să dea îndemnul la rugăciune, să ne țină predici, că măcar duminica să nu ne deprimăm. Ăștia-s cu mâinile pe sus. Minunat! Inimile sus, totul sus, totul la cote maxime. De ăștia ți-e drag, te-ai lipit de ei, ai vrea să fii ca ei, când nu poți, ți-i ciudă, te resemnezi, te gândești că nu putem fi toți într-un fel, ceea ce e și frumos, într-un fel. Ragnar spunea, imaginați-vă că în fiecare generație ăștia trăiesc nu în aceeași biserică, în aceeași, coborâți vă rog, casă. În aceeași familie, imaginați-vă că uneori această împărțire este între soț și soție. Imaginați-vă că aceasta este tensiune, el o numea tensiunea eclesiologică a bisericii până la a doua venire a lui Hristos. Tensiunea eclesiologică. Până la a doua venire a lui Hristos. Prin urmare, am răspuns la întrebare cu foarte mare acoladă, sper că v-a făcut plăcere. Să rețineți noțiunea asta. Ăștia trebuie împreună, împreună în cor, acis de două feluri în cor, lângă mine. Nu-i pun să se ridice, că ce știu eu cum îi judecați? În sală nu mai zic. Dacă într-o casă îți de două feluri. La mine în casă avem de două feluri. La mine în familia mea. Nu vă spun care cum, dacă vă asigur că suntem împărțiți în două. Pentru aia suntem happy, suntem ok, dar îi cunoști, din familia mea. Avem, aleluia,
Și avem dubitabile, avem. De asta îmi place familia mea. Nu? E în miniatură o oază de normalitate. Pentru că oricine ar vrea să-și scape viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Ne putem câștiga viața? Da, ne putem. În limba greacă folosește două cuvinte pentru viață. Este bios, viața fizică, și zoe, este viața sufletului. Ori aici, a pierde viața se referă bios, a pierde biosul, a pierde viața fizică, și este într-un context martirologic, adică despre martiraj, despre a-ți pierde la propriu viața. Și atunci, a pierde biosul înseamnă a câștiga zoe, a câștiga viața de dincolo. Deci ne putem câștiga viața, nu aceasta, ci cealaltă. Cu aceasta o dăm la schimb pe aceasta, da? Putem să extindem versetul, putem să extindem noțiunea și să ne gândim nu doar la martiraj, ci la faptul că mortificăm faptele trupului în fiecare zi și cumva dăm viața asta la schimb, prin asceză, prin renunțare, prin trăire, o dăm la schimb pentru cealaltă, da? Deci se poate câștiga viața, dar cealaltă, zoe, da? Necreștinii nu cred Biblia, motivul. Textele pe care le cunoaștem sunt alese de oameni și din cauza că Vaticanul, atenție, puteți să rămâneți așezați, nu trebuie neapărat să vă ridicați. Vaticanul ține ascuns anumite manuscrise. Cum îi putem contracara? Pe aceștia nu-i prea putem contracara. Că pe când luptăm să le argumentăm, pe internet apare încă o chestie. Așa că intri într-o poveste fără sfârșit. Acum, dragi tineri, ca să răspund totuși, așa cum știți, teorii conspiraționiste există nu numai în politică, ci și în religie. Și de mult planează această suspiciune că la Vatican s-ar ascunde niște manuscrise. Putem să admitem in extremis, deși nu putem verifica, putem să admitem că există acele manuscrise. Eu vă recomand să admitem că există, da? Iar dacă există, nu se schimbă nimic. Tot nu se schimbă nimic. Dacă s-ar descoperi astăzi scrisori autentice ale Apostolului Pavel, autentice, care s-ar autentifica, ar fi valide, nu? Să știți că nu s-ar modifica canonul biblic. Deci Biblia rămâne cu același număr de cărți. Prin urmare, nu modifică cu nimic structura. Înțelegeți? Canonul este închis, chiar dacă mai găsim încă un Noul Testament prin descoperiri. Canonul rămâne închis. Le vom studia și pe acelea, le vom pune împreună, dar numai în dezbaterea teologică, academică. Noi când vom deschide Scriptura, va fi mereu aceeași Scriptură. Faptul că nu am lăsat deschis canonul biblic e o stabilitate a minții și a credinței. Asta ne ajută, e un punct fix, mă înțelegeți? Închiderea canonului, mă refer. Da? Deci, dacă am putea să-l lămurim pe acesta, că și așa, dacă este, nu se modifică Biblia și crezul, nu se modifică, ar fi bine dacă am putea să-l lămurim. De asemenea, și discuția, știu că n-a fost în întrebare, extind eu acum, despre apocrife, nu? Mult vehiculate astăzi prin documentare, prin ficțiune, vezi Dan Brown, nu? Codul lui Da Vinci, dacă nu l-ați citit, cum era să zic să-l citiți? Aproape asta vreau să zic. Eu l-am citit. E superbă cartea. Deci tipul ăsta chiar scrie bine. Nu sunt ironic. Superbă. Deci e ficțiune de înaltă calitate. Păcat că e smintitoare, știi? Păcat că e smintitoare pentru oameni. Dacă era un alt subiect, nu? M-aș fi bucurat până la capăt, dar e scrisă bine. Tocmai de aceea are mare căutare, că e scrisă bine, e ecranizată destul de bine, da? Și așa mai departe. Dar chiar și așa, oricâte apocrife s-ar găsi, nu se modifică nimic. Înțelegeți ce spun? Nu se modifică nimic, dacă i-am putea convinge pe oameni că nu se modifică. Toate acelea, în cel mai bun caz, ne ajută să le înțelegem pe acestea, dar nu le înlocuiesc pe acestea. Și acum, dacă tot am zis asta,
Cineva ar putea să mă întrebe, adică anumite informații din acele cărți necanonice, să le numim simplu, necanonice, conțin adevăruri? Da. Ele nu sunt minciuni de la început până la sfârșit. Ele ne ajută în interpretarea celor canonice? Da. Putem să facem comparație? Ar fi indicat. Dar niciodată acelea nu le vor înlocui pe acestea. Niciodată. Asta e o liniște. Sper că o sesizăm. Asta e o siguranță, totuși. Să știu că plec din lumea asta și urmașii mei vor citi aceeași scriptură. Aproape că pot să mor liniștit. Bine, mai întrebe câteva chestii ca să mor liniștit, dar acum asta deja e rezolvată. Că nu se va umbla la canon. Trebuie să știți că înainte cu 5 minute de ora 9, 21, eu am să mă retrag. Și abia acum ajung la prima întrebare. Este o problemă la felul în care îl cunosc pe Dumnezeu dacă încă mai sunt momente când se redeschid rănile trecutului, dureri din cauza anumitor alegeri? Deci este o problemă dacă se mai redeschid, dacă mai apar? Nu, dragul meu, draga mea, nu este o problemă. Este ceva uman. Trecutul e doar răscumpărat, nu e șters. Nu e șters. Nu se șterge nimic. Viața înseamnă a desena fără radieră. Spunea cineva. Fără radieră. Poți să desenezi, dar nu ți se oferă ocazia să știi. Nu mai poți șterge nimic. Totul e parte din desen. Nu. Nu te neliniști. Nu te culpabiliza. Toți ne mântuim cu trecutul nostru cu tot. El se răscumpără. Iertarea este o formă de răscumpărare a trecutului, nu de ștergere a lui. Poate am supralicitat iertarea prin predici, prin cântări, nu mai zic. Miza ar fi cu cântările, că poate nu suntem atenți, sper, știi? Atunci e ok. La predici poate suntem mai atenți la ce se spune. Să nu supralicităm iertarea. Iertarea este o răscumpărare a trecutului. Un alt fel de a rezolva problema, nu ștergerea lui. Toți trăim cu tot ce avem. Iertarea, de fapt, face posibilă mergerea înainte. Aia da. Aia da. Așa că nu te neliniști, toți trăim cu rănile trecutului și ne luptăm cu ele. Ce înseamnă cu adevărat? Cineva un pic exasperat a pus întrebarea asta. Frate, ce înseamnă cu adevărat cunoașterea lui Dumnezeu? Iată o întrebare. Cine poate ști ce înseamnă cu adevărat cunoașterea lui Dumnezeu? Ca să răspund în nota serii, aș zice, cunoașterea lui Dumnezeu cu adevărat înseamnă asumarea personală a crezului. Înseamnă să-L vezi pe Tatăl chiar așa cum e descris, pe Fiul chiar așa, în divină umanitatea Lui, pe Duhul chiar așa, biserica să o vezi așa, în secolul 21, când suntem fărămițați în atâtea confesiuni, tu să poți afirma una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. E o luptă să crezi asta. Să crezi în validitatea botezului, în valoarea inițiatică a botezului, nu? Să crezi în viața viacului ce va să vie, în învierea morților. Poate că asta este cunoașterea adevărată, redusă la esențe. Să citești, să recitești crezul și să îți asumi articol cu articol din crez, să lupți pentru fiecare articol. Dacă faceți lucrul acesta, ceea ce vă recomand, asta ca un fel de chemare la sfârșit, veți vedea că anumite articole din crez sunt mai ușor să le asimilați, le asimilați mai ușor, altele un pic mai greu. Și va rămâne mereu un articol mai greu în crez, care se va modifica poate de la o etapă la alta a vieții. În mod normal, cel mai greu, când vom ajunge la senectute, apropiindu-ne de moarte, de plecare, ne va fi să credem ultima parte a crezului. Cred în învierea morților. Cumva, citeam undeva asta și cu asta vă las,
Mi-a plăcut explicația, poate părea un pic simplistă, zice că putem vedea crezul și din punctul de vedere al trecerii prin viață. Credința noastră începe cu credința în Dumnezeu Creatorul. Când Dumnezeu este cumva nedefinit, neîntrupat, în mintea noastră. Apoi merge înainte spre Hristologie, înțelege cum s-a coborât, cercetează Evangheliile, recurgem la mărturii. Apoi sesizează lucrarea Duhului la nivel personal. Adâncește, vedeți, o adâncire a cunoașterii. Apoi biserica. Asumarea bisericii, integrarea în biserică, nu? Lupta pentru a fi parte din trupul mistic al lui Hristos. Botezul. Și în fine, așteptarea veacului ceva să vie, care ține de sfârșitul vieții, nu? Sfârșitul previzibil, mă refer, al vieții. Poți să pleci oricând, dar dacă e previzibil, te poți pregăti un pic. Bun. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție. Eu am să mă retrag ca să nu fiu judecat că mă retrag englezește. Ar trebui să merg într-o odaie de sus, unde am o întâlnire de școală, un curs online. Așa că acolo mă așteaptă din nou studenți însetați de cunoaștere, mistuiți de sete de cunoaștere.